Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Cum spunea și domnul nostru Lenny Kravitz, este citatul nostru preferat din Lenny Kravitz. Mihai, te rog. Bă, dar ai văzut cum arată ăla la 60 de ani? Da, mă. E bluza aia face totul, spune. Mai e ăla cu plasă. Da, cât de cât. Da, acum, cred că nici nu e stresat să meargă la muncă sau ceva, știi? Adică are, are timp să se dedice propriului său proiect, care este el, în momentul ăsta. Deci, mă rog, pentru un narcisist, eu zic că e ok. Eu zic că e destul de ok. Și tot cu lanțuguri, așa parcă-l văd la 2 mai în 90. Zici că e fugit de acolo, săracul. Exact, da. Nu, nu i s-a întâmplat nimic. Bine să-i dai un ban, o treabă. În ultimii 40 de ani nu i s-a întâmplat nimic special. Nu, îmi pare super maturizat așa. Nici cu muzica nu s-a mai întâmplat nimic. Nu, nimic de multă vreme. Și a dorit el o vreme să fie Jimi Hendrix, după aia a zis, hai măcar Prince, dar nici aia n-a ieșit. Da. Și a ajuns la... Mai bine Lenny Kravitz. A ajuns la Cluj, da. Da, a ajuns la Cluj. A fost frumos. După aia. Scump, pe scump. Îi place. Așa, bun, deci pe principiu plângi, îți dai ție motive să plângi. L-am invitat pe Valeriu Nicolae, care la Casa Bună, mă rog, el sigur e jovial și mereu pus pe șotii, cum ar spune un tabloid, care așa o privire din asta, dar ce se întâmplă acolo e o lucrare foarte complexă, cu atât mai mult cât e vorba despre niște copii care vin din niște vieți, din niște locuri greu de imaginat, greu de povestit, dar chiar și așa, hai să vedem, adică sigur conducem povestea spre finalul fericit de acum, adică niște copii irecuperabili care nu stăteau locului, care nu învățau, nu știau să citească, nu aveau răbdare să-și facă temele, prin ping-pong, prin tot felul de metode din astea semi-empirice au ajuns să intre într-o cu totul altă viață la Casa Bună. Și acum hai să vedem așa, niște profiluri de copii ca să înțelegeți ce se întâmplă acolo și cam ce se mai întâmplă în jur când voi sunteți deprimați și prost dispuși, în general. O băgăm mai pe stoic, așa. Hai să spun, deci, povestea Rebecăi. Pe Rebecca, prima oară când am luat-o, cred că avea vreo 6-7 ani. Acum cât are? Așa, acum are 19, 20 are. Și când am luat-o prima oară, era, wow, praf, deci, cu nutriția astea foarte prost, deci mânca foarte prost. Părinții erau vraiște, deci nu era acolo. Și cumva trebuie noi să o creștem. La un moment dat, noi facem analize pentru toți copiii. Bine, acum avem super ajutor. Acum facem analize de 2 ori pe an pentru 500 de copii, ceea ce e fabulos. Și am descoperit, făcând analize medicale, că are o gaură în inimă. Ne-am speriat atunci groaznic, deci am zis, băi, vai, ce se întâmplă? Am vorbit cu niște oameni senzaționali de la Spitalul Marie Curie. Ei au adus un doctor italian și a fost de pe o zi pe alta. Deci a venit italianul și a zis, bă, trebuie neapărat să operăm. Și hai să găsesc să iei semnătură. Deci asta fiind neavând vârsta să poată semneze pentru ea. Deci avea 13 ani. Hai să găsim, să o găsim pe maică să ne semneze, să nu știu ce. Asta așa, o chestie cumplită. Dus pe centură, căutat pe centură, n-am găsit. Pus în ipostaza aia, bă, ce fac? Falsific o semnătură pentru un copil ca să fie operat, care dacă nu e operat moare, sau merg pe principii și mi-e frică că poate dacă se întâmplă ceva o dau eu în bară că am semnat pe fals. Și aia a fost una dintre deciziile alea foarte grele. Am luat decizia, băi, nu, trebuie operată. Operată, a ieșit bine, bine m-a oprit inima cu, vai de, a fost atunci niște spaime. Și Rebecca a crescut și acum n-a reușit să iasă din gheto, dar e bine. Adică nu e, trăiește, nu e pe droguri, așa. Și acum lucrăm cu Denis. Denis fiind vărul ei. Și Denis e un puș de ăsta super talentat.
cu o inteligență motrică fabuloasă, dar care, în momentul în care l-am luat, la fel, era praf. L-am dus la grădiniță și a început să prindă foarte mare drag de grădiniță. A început să învețe literele, cifrele, are 8 ani. Și l-am prins la ping-pong. Și la ping-pong nu i-a plăcut, deși era super talentat. Nu i-a plăcut, încă cerea disciplină. E, să stai să... Da, du-te după el în ghetou. Am fost sâmbătă, nu, duminică. Fost a venit tipul ăla de face la fierbinți. Și a venit cu mine și trebuia să mă duc să-l iau pe Denis. M-am dus în ghetou, s-a speriat. Că, da, prin scara blocului era plin de drogați. La Denis în casă e plin de ploșnițe și de gândaci. De ce? Peste tot unde te uiți vezi numai gândaci. Să-l iei pe copilul ăla să vezi cât de fericit e, că face ping-pong și că na, e bine și nu știu ce, e o super chestie. Și de asta facem grădinița. Deci, bine, avem o grămadă de povești. Deci, Anca, care e una dintre stihile de la Casa Bună, a lucrat cu două fete. Deci le-a luat fetele alea să spălau în fântână arteziană, nu glumesc, deci nu avea unde să spele în fântână arteziană. Țin minte că ne-am adus la mine acasă prima oară și au stat, cred că, 2 ore în cadă. Deci au umplut, deci au luat toate șampoanele posibile și au făcut dita mai chestie. Și la ea acasă povestea Anca că avea și o chestie, un ăsta de baie franțuzesc, care îl păstra pentru ea și l-au golit fetele. Și au terminat, au rezolvat fetele acolo. Și chinul ăsta să... Deci fetele vin dintr-o familie pulbere, cu taxul care o ia razna, maică sa la fel, pleacă prin străinătate, ele trebuie duse la bunica care stă undeva într-un sat prin Transilvania, deci o aiureală de asta și tot timpul e chestia asta, te duci, faci progres cu ele și brusc pleacă, se hotărăște măsa iară să plece. Atunci ele se duc iarăși, iarăși pierd școala și noi ne chinuim o grămadă, știi, bă, stai să le pui la școală. Și chestia asta, să facem o grădiniță, ne-a venit ideea, bun, la început am zis, bă, n-avem cum să facem noi o grădiniță, că e foarte scump, o să ne chinuim o grămadă, nu avem experiență, dar după aia ne-am dat seama că dacă am avea o grădiniță, copiii ăștia ar fi timp de 6 zile, încă noi vrem să continuăm să facem și sâmbătă, timp de 6 zile ar fi cu noi. Și ar avea timp de 6 zile pe săptămână, o masă, mese, ar mânca bine, ar dormi bine, fără ploșnice, fără gândaci, fără păduri. Adică ar dormi la grădiniță? Da, ar dormi. După amiază sau da, și după în rest? Amiază, măcar după amiază, ar sta la noi 9 ore, ceea ce e mare parte a timpului. Și în felul ăsta am reușit să facem exact ceea ce trebuie să facem pentru copiii ăștia. Deci le-am oferit șansa că atunci când merg la școală, ei simtă că sunt buni. Și dacă tu faci un copil să se simtă că se pricepe când ajunge la școală, copilul ăla nu o să urăscă școală. O să-i placă școală. Încă o să fie mai bun decât ceilalți. Și asta a fost experiența noastră, băi. Copiii care treceau prin programul nostru de grădiniță mergeau la școală mult mai bine și de ce mergeau mult mai bine? Încă le plăcea la școală. Se obișnuiseră cu chestia asta, să citească, să adune, să facă toate lucrurile astea. Și atunci nu se simțeau proștii clasei, se simțeau în general că sunt cam cei mai buni din clasă. Și... Mișto! Da. Adică e un mecanism la care nu te gândești. Mai ales că noi suntem și relaxați, chiulim, noi ne permitem, nu? Având și pachetel, ne permitem să nu ne placă școala, pentru că suntem noi deștepți. Da, da. Nu, dar asta și acum am făcut, avem groapa pentru ca grădinița bună, deci am săpat groapa. Bun. Și o să turnăm placa, cred că în maximul 2 săptămâni turnăm placa și facem și un eveniment, că turnăm placa la grădinița bună. Să fie... probabil cea mai mare grădiniță care s-a construit în Ilfov, deci ceea ce e super haios pentru noi în ultimii 30 de ani, deci noi să facem grădinița asta mare, să aibă 420 de metri pătrați și vrem să o dotăm exact așa cum ar trebui dotată, o grădiniță care să
ajute copiii cum ar trebui copiii să fie ajutați, să avem un program de grădiniță foarte bun. Să avem noi, practic, curricula de casa bună și așa visul nostru mare e să dezvoltăm, după ce avem grădinița casa bună, să avem și școala casa bună, unde tot la fel să dezvoltăm noi un curricul care să fie foarte bine adaptat copiilor care vin din zone foarte dezavantajate. Fiindcă nenorocirea pe care am descoperit-o noi e că marea majoritate a lumii vrea să lucreze cu copii sărași, dar vrea să lucreze cu cei mai deștepți dintre copiii săraci. Încă ăia dau bine. Noi lucrăm cu copiii care au cele mai mari probleme. Și credem că acolo e, poți să faci cea mai mare diferență. Copiii ăștia, cum să spun, cam câți dintre ei reușesc să evadeze din lumea din care vin? Măi, cam toți. Da? Da. Adică aveți un procent de promovabilitate socială? Da, foarte mare. Deci noi nu prea, deci din copiii care au trecut prin, hai să zicem, programul nostru, nu e niciunul care să fie pe droguri, dependent de droguri. Nu e, deci merg bine sau foarte bine. Mai ales pe aia care am reușit să-i prindem prin clasa 5-a, 6-a. Deci treaba e când mă duc în ghetou, duminică m-am întâlnit cu Nino. Nino e un puș pe care chiar l-am crescut de la, îl știu, de la 5 ani. Și Nino e foarte bine. Deci comparativ cu aia din ghetou, Nino practic e cel mai bine din ghetou. Bine, e dita mai animalul, deci e pătrat așa, mare, țeapăn, și mă simțeam așa ciudat, știi, că eu știam așa o gâlice. Și să văd dita mai omul care vine, mă ia în brațe, știi, în ghetou, așa, domn Valeriu, știi, cu drag, așa. Crește inima în tine. Deci o treabă foarte faină. Și uite cum ne șoptește o ascultătoare foarte importantă. Eu o să fie o grădiniță la care nu se țipă la copii, nu e așa? Nu mă probleme, nu mă năcazere. Da. Bun, dacă nu știați cum să faceți voi azi, că e luni și aveți așa o langoare de știi, de oameni care au fost poate și în weekend, au dormit, au făcut tot felul de chestii, au mâncat lucruri bune, au deschis niște sticle mișto. Dar ne gândim că poate să nu fie așa. Zi. Băi, deci, știu că sună puțin curios, dar bă, fără tine nu făceam chestiile astea. Mulțumesc frumos, da. Deci, mulțumim tare, da. Ne ajută foarte. Adică eu încerc doar să-i îndrept pe oameni, nu neapărat spre zona asta în care ne încordăm mușchii și arătăm că facem bine, dar chiar și un suport tacit despre care nu se vorbește e un act minunat, da, transmis cu încredere. Voluntar la Casa Bună din cauza emisiunii tale. Bun, atunci nu e rău. Atunci e super fain. Și, atunci asta ar fi un lucru important. Puțin voluntariat, sigur. Și 3,5% asta. Nu lăsați banii aia să se ducă la stat. Deci cu un minut, deci pe un minut vă ia să completați aia 3,5%. La noi asta înseamnă 2 săptămâni ținem un copil la grădiniță cu toate costurile asigurate. Deci un minut nu vă costă nimic. 2 săptămâni un copil o să fie la grădiniță. Sau dacă nu faceți pentru noi, faceți pentru oricine altcineva. Deci sunt o grămadă de organizații foarte faine care merită sprijinite și e păcat să nu fie sprijinite. Da, da, așa. Eu cred că v-am dat un pic de, da, o bombonică dulce sărată și un pic amăruie, cum m-a învățat Valeriu să dorm acum, l-a învățat bunica lui, cu ceai de păpădie, mușețel, o linguriță de miere și nu mai mâncăm după 6 seara. Da. Mă rog, sunt copii care nu mai mănâncă după 6 ani. Da, genul ăsta. Deci vorbim de cu totul și cu totul alte lucruri. Ați înțeles aluzia, Casa Bună se numește, găsiți toate contactele pe internetul mare. Dacă puteți ajuta, faceți-o, pentru că lucrurile astea nu se termină și copiii au nevoie în permanență de sprijin. Și, mă rog, Valeriu, sigur, mai are și el nevoie din când în când să se simtă încurajat, chiar dacă are niște fiare credincioase în jur. Și mulți oameni foarte mișto în jur. Așa că, da, cam asta a fost povestea. Mulțumim, Valeriu. Mulțumim. Oare să arăți bine? Adică, da, da, și tu, da. Da, și mulțumesc. Voi, băi, da, da, foarte bine arătați. Mi-ai
fabulos. Bă. Da, Mihai nu știu, s-a mai aranjat, a devenit mai cochet așa. De, da, da, toți de vreo 3-4 ani încoace, de vreo 3-4 ani încoace, da. Da, Silvia a trecut și ea printr-o experiență. Da, Silvia pare foarte dormită. Da, 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 nu, pare ușor terminată, da, dar da, da, după 3 știi, ani nici ea nu mai are 25 de ani. Poate 30 la ușă. Da, 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 e nenorocire și da, nu mai are voie să bea spumant, da, serios. Da, e, e groaznic. De asta arăt atât de bine. Da, da. Da, îngrozitor. Da, și da, cum povesteam în weekend, dar și eu arăt bine și și mă bucur foarte mult, foarte mult că da, vin oameni la mine și hai să facem o poză. Da, și, da. Din fete, din da? Fete, da, 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 da. Și e sigur? De fiecare dată, de fiecare dată, știi, mă uit așa cu speranță, zic, hai că poate de data asta nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat și De cele mai multe ori, da, se întâmplă. Și spune, vine fata și, mă rog, mai e tânără, așa, mai găgălașă și îți mai încolțește o rază de speranță. Da, și, da. Bă, nu sunt, n-arăt chiar, da, chiar Nunții Muhal. Și zice, mama este fanul dumneavoastră, da, vă adoră. Sau mâna, da. Dar să știi că arare ori e mama, de obicei e tata. Și mie mi se întâmplă asta. Despre ce vorbim? Ești fratele meu, înțeleg. Da, 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 da. Așa că atât. Mulțumim, Valeriu Nicolae. Te pupăm și țineți sus munca bună și mai ales casa bună, da? Mulțumesc. Ați înțeles aluzia. Dacă puteți ajuta, e binevenit. Și mai ales acum că suntem și cu toții mai buni, că vine Paștele. Exact, da, acum Paștele e perioada bună. E Crăciunul bețivilor, da. Care erau zgânți atunci. Acum reînvie, practic, odată cu Mântuitorul nostru. Așa că mulțumim, îi spunem lui Valeriu la revedere și evident abia așteptăm să-i spunem din nou bună dimineața! Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.